Salutare, oameni, și am găsit un episod din Forza Horizon 4 și astăzi vom juca cu minunăția asta. Nu foarte mult, suficient cât să vă fac o idee de cum am făcut-o. Ați observat aici în reflexie, uitați-vă la stop. Vedeți că e steagul Angliei. Ce-a băgat în stop steagul Angliei. Arată ca tenică seara, ziua nu se vede de bine, decât în niște unghiuri anume. Cred că în fotomo, cred că pot să vă arăt mai bine interiorul decât în mașină. Da, deci interiorul arată cam așa. Și arată chiar mișto. N-am ce să spun. Schimbătorul automat, din păcate. Ăsta arată... Zici că e un hublou de la un submarin sau ceva. Arată puțin cam mare. Organizările sunt cine știe ce. Da, mașina așa, în general, e drăguță. Botul e semi-agresiv. Undeva, cel puțin farurile le-a făcut puțin mai neutre. Hai să ieșim. Am modificat anotonat la maxim și inițial era tracțiune față, am modificat-o și este tracțiune spate. Pot să fac și all-wheel drive, motor de schimbat, aveți două opțiuni, două opțiunea de stock. Cea pe care o uiți acum. Care sună bine, motorul original al mașinii. Și după aia aveți un motor de raliu, care știți că pure evacuarea super enervantă. E bun motorul, dar n-am vrut să fac engine swap, că am zis că nu merită. Și da, poți să faci un Mini Cooper de drift, dacă asta ar fi o întrebare care se începe în cap. Mașina asta, ca să obțineți în schimb, parchez aici, trebuie să te duci la festival și să faci misiunea. Cred că asta, da, uite, aveți și în poză mașina, deci dacă faceți acest eveniment, vă dă mașinuța aia. Mi se pare foarte mișto. După ce completăm de-astea, vom primi o mizerie, adică mizeria fiind Morris Traveler, tot Mini Cooper, și Volkswagen-ul Type 2 F-ul ăla, eu deja l-am. Mașina pe care mă interesează să o obțin este Quartz Regalia, va trebui să joc tot sezonul ăsta, Summer, Autumn, Winter și Spring. Hai să trecem rapid printre ele ca să vedeți ce puteți câștiga. Că na, s-a actualizat practic festival playlist-ul și n-avem alte premii. Deci, Summer puteți câștiga Morris și Volkswagen și mașinuța aceea. După care, în toamnă, vom avea un Maserati MC12 Corsa și un Peugeot 205 FM. Mini Countryman. Am văzut mașina asta în realitate, e ciudată. Așa. Și aici avem un Buick GSX și un BMW M5 FE. Cred că am deja BMW-ul la M5 și Buick-ul, posibil. Dar pe mine mă interesează ce mai lucru cu Quartz Regalia. La Forza Tom Weekly Challenge aveți mașinuțele astea două. Un Lotus din 2005 și un Aston Martin Vulcan, deci care deja l-am. Ce mai era? Da, și-a băgat o poveste nouă, multe chestii. Și astăzi asta vreau să fac, o să conduc până acolo. Și înainte să începem să vă pitesc cu cursele alea, hai să facem wheelspin-urile, că am acumulat câteva. Și primul spin, mașină. Fiat. E ca și cum ar da un trabant. Hai mai departe, următorul spin. Am văzut ceva legendar, nu bani. Macanul ăla. Ham putere, ham valoare. Spute gura picioare, merge mai departe. Așa. 3, 4 super spin, da? Primul. Tricou, mașină din coșul de gunoi și reward-ul ăla de 5.000 și de 5.000 și gen reward-urile astea de 5.000 n-au ce să caute în Super Wisp, în părerea mea. Ar trebui să fie doar 15.000 plus. E doar opinie și e, da, e super. Dacă la modul normal, la Wisp normal îți dă 5.000 la asta, în fine. Mi-a dat bani și chestii pe care poartă eu în picioare, scapă numele. Balerini, așa. Mai departe. Nu, nu porți? Îmi dă din cap că nu portă. Nici măcar ea nu portă, vă dați seama. Așa se șapte și Ford Cortina era mai interesant decât Trico. Uitați-vă și vă, zici că joc un Sims versiunea Forza. Îmi dă haine, nu sunt de mașini. Dă mașini! Trei legendare. Linie, ca la păcănele. Bani, bani, bani. Mă întrebați de unde am bani, uite. Așa. Mai departe avem bocanci, bani, bani.
Măcar am luat bani de două ori legendar și da, ce să mai zic. Bun, hai să mergem acolo să vedeți. Așa, am uitat să fac o chestie. Băi, nervează că nu ține multe, dar... Tapta a doua, treia, doua. Și nu vă gândiți că ia vreo viteză fantastică. 300 cu greu, vă că puteți observa. N-am rupt gardul. Și acum dacă vreți să vedeți și top speed, pregătiți-vă să așteptați mult și bine, că până ia mașina asta viteză te pitisești. O să încerc să o turez mai tare în a 5-a, să văd dacă mă ajută. 250. Deci v-ați format o idee, un 320. Deja aș putea spune că e mult pentru mașința asta. Cu motorul stock, tunat, 280, deja se chinuie destul de rău. Dar, prin chestia asta că nu e viteză, e foarte manevrabilă. Contra, să zic așa, ar fi faptul că am pus acțiunea spate și se simte în momentul în care... Talpă! Vrea să plece în drift, știi? Dacă o pui pe spate, face wheel spin inutil pe față, direcția nu trage cum trebuie și nici nu accelerezi. E un sacrificiu de ăsta ciudat, pe spate oricum se depare că e mai bine decât pe față. Pe față aș fi pus spate la raliu. Și, bă, cum puteți observa, adică... Pe viraj de chetă, pierde așa puțin aderența, să-ți se foarte ok la viteza asta. A, e și o mașină ușoară. Bun, și acum la story mode am făcut prima cursă, să vă zic. Am făcut cu un Volkswagen dubă de aia mare. Și mi-a dat... Era modificată, după cum trăgea că știu mașina, și... Era o dubă de aia mare. Și trebuia să merg cu peste 145 de km la oră până la destinație. Mi s-a părut dificil, pentru că e mașină grea și virează greu. Următoarea cursă, nu știu ce va fi, evident sunt 10 curse. Nu știu, azi m-am gândit să fac vreo 3. Și... Da, hai să vedem ce ne dă. Hello! I'm pleased to see you again. Ah, for professional purposes. Știți că stai în BMW? Vă surprinde chestia asta? Now, this is a BMW Isetta. For its size, BMW Isetta, se numește. Nu pot să dau skip, din păcate. Foarte manevrabilă. Not so maneuverable for the claimant who delivered theirs into the back of a furniture truck. L-ați mis cu o mașină de mobilă. Talpa! În termenul speed drive a 337 for 30 de secunde. Nu prea am unde, că mașina asta până ea 130 ajung aici. 1, 2, 3, nu, trebuie să ajung pe autostradă. Poți să dau teleport? Nu poți să dau teleport, evident. Ar trebui să ajung pe autostradă... n-am timp să ajung pe autostradă. Nici nu dau voie să pun punctul pe hartă. Da, încerc așa, dar nu cred. Dacă vă interesează interiorul. Aici mai și urc, adică... Are 6 trepte, lol. Hai. 136, 79, aproape 140. Trebuie să fiu la vale, 137. Hai să încercăm. E o speranță, după cum arată drumul acolo, dacă pot să iau virajele, e o speranță. Băi, e bine că e drumul bun. Aici urc. Nu, pierd viteză. Vine trenul. Hai că am reușit. Am crezut că acționează puțin mai lent de atât, adică... Bine. Să nu extragem de la 110, a fost dificil. Așa. I will inform the claimant that they must simply try. Sunt curios că e primul la asta, că încă nu cunosc. Poate știți voi, lăsați în comentarii. Fidelux. Să vedem următoarea mașină, că... Ce mai putin istorie cu să niște... Băi, aia cu Volkswagen-ul Duba, aia ce am avut mai devreme, care era turnată. Chiar la viteză.
Nu mai știu văzut mașini. Legendarea... Am deja două de astea, cred că o să o pun la vânzare. Așa, următoarea, hai să vedem. Deci văd că îmi dă mașini vechi. Și... De-astea ciudate, care au control... dificil, într-un fel. Our next case involves an outlandish claim and a vehicle with something of a reputation here in Britain, which I believe to be undeserved. You know, merge cu mașina asta super van. Super van, da, super. This design, in my opinion, is quite sound. Uitați-vă și voi. Arată ca un Drick cu ajutătoare pe față. Castle, where we will attempt a small and highly scientific jump. Turn right. In 400 meters. Deci chiar merg pe roțile alea. Ce viteză? Uite aici interior, fiță. Turn left. Ah, you see? My enhancements greatly improve stability with no detriment to the loop. Asta mă răstorn. If anything, a small improvement, I think. 100 meters, turn right. Iată că trebuie să iau. In 200 meters, you will arrive at your destination. Băi, știu că harta e așa. Nu așa. Stai așa, ceva nu e în regulă, deci unde am greșit, Aici trebuie să, fac dreapta aici, nu? A, ba, nu. Mai în spate. Lol. Îmi tac greșit. Poți da restart? Restart event. Știu unde am greșit. Ha, nu mai merge să dau mai spate atâta și... Mișto mașința asta, nu știu ce e bombă. You will proceed, please, to Bamborough Castle, where we will attempt a small and highly scientific jump. Salt. Științific. O mașină arată ca un Drick. Arată ca un Trabant din spate. Turn left. Ah, you see? My enhancements greatly improve stability with no detriment to the look of the car. If anything, a small improvement, I think. Mă tot se pe aici. Off-road. Pe bune. Turn right. Turn right. Good, now to the conditions of the accident, which resulted in a claim for damages to a church roof. Ce? Trebuie să-l... Bă, mașina se duce într-o biserică. A făcut zid deodată. Fiberglass construction makes the Reliance supervan light enough to become airborne. It lacks, I think, in aerodynamics and engine power. For this next test, I have compensated, perhaps overcompensated. We shall see. Ce a compensat acum, ce trebuie să vedem. It occurs to me that I have added no additional safety features, but at least you will be landing on sand. 30 de metri. 103. Bun. And so we see that it is entirely possible to deposit a Caterinca prost. I will contact the claimant and pass on. Bă, bine, m-am zis la vorbește de mașină ca și cum ar fi mare mașină. Îi zic un Pagani. Sau Bugatti ceva. Ca aerodinamic stability cu ajutătoare. Uitați-vă și voi cum arată ajutătoare aici. Ca cărciorul bunica. Versiunea ruptă și repartă de mine, știi? Mai departe. Bun, da, e simpatică să dăm mașinuțe de-astea. Acum o să ne băgăm și la ultima cursă să vedem ce drăcie de mașină ne mai dă. Solo, next. Hai să vedem. Sunteți pregătiți? Eu nu sunt pregătit. Do you know that in my spare time I'm an avid watcher of films? Oh yes, one of my favorite films sees young people having personal revelations whilst racing classic cars. See if you can tell what it is. Now, one of my claimants has apparently tried to recreate scenes of the film, which features a Morris Minor similar to this one, with limited success. Altă mașină. They will require city conditions on traffic lights. So, Edinburgh, if you please. Trebuie să merg în oraș. Să ajungem în oraș în 2020. Se ține bine. Plecat tu pe loc, n-a plecat cu scârți.
interiorul Caterinca. Spuse-le așa. Turn left. Trebuie să iei pe viraj? Prinde foarte bine pe viraj chiar. Nu știu cum au turnat-o, dar... Frumos așa printre ei, să îl pierde prea multă viteză. Bun, am 220. Spune să vei că nu se ține bine. La 180 la oră, o mașină atât de veche. Ce an e? 1958! Mamă, ce piesă de muzeu! Piesă de muzeu care prinde 218. Bine, mai mult ca sigur tunată de ei, că văd că are și un roll cage în interior, deci na, nu avem cu motor atât de puternic. Stoc. Vom lua puțin off-road. Așa. Sunt curios dacă au făcut engine swap. Adică dacă ăsta-i sunetul mașinii sau nu. Chiar nu știu sunetul motorilor mașinii Morris. Aș putea spune că e... Una din puțin mașini care nu știu cum sună. Ah, e foarte veche, 1968 de acolo. 240... Și la destinație nu trebuie să frânezi, nu? Nu. Op, 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 op! Aaa, op, aia, așa, vârte-te, lol. Perfect. Deci ați văzut, da? V-a plăcut. Că e așa să se întâmple chestia asta. Now we must test the drag race performance of Morris Minor with a few small engine modifications of my own. Aha, deci a făcut modificarea motor. Strictly reproducing conditions of the film, but no, it's a speed trap we are borrowing from the Horizon Festival. Ok, bun. M-am ce mișto arată cu direct. Fie din față. Talpa! Bit speed target. If it helps, you may imagine you are racing against an impossibly handsome actor. Cincea. Șasea, 209. Acțeles în testing-ul. Aș putea spune că sunt mai simple decât celelalte, cel puțin, misiunile astea față de ce am jucat până acum. Chiar decent. N-am ce zice. Bun, cam asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Din păcate pentru coazele care va trebui să mai așteptăm încă 4 săptămâni. N-am ce să le fac la chestia asta, am o lună. Bun, sunt curios dacă coazele care va avea versiunea de off-road pe care am văzut-o în reclamele lor. Că am văzut că au făcut niște teasere cu ea. Dar... Și ăsta este un business, trebuie să-l cumpărați, costă 100.000 de credite și îți aduce bani zilnici, daily reward. Uitați, dacă duci așa și țin ăsta pe el, scrie așa total business și în momentul în care îl cumperi spune că îți vin bani zilnici ca un daily reward, știi? Ceea ce e mișto. Dar probabil trebuie să termin înainte povestea ca să-mi dea. Bun, acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut și până la toată, la revedere. Pa, pa!